o perioadă intensă, o perioadă complicată și nu chiar. Asta în cazul în care te-ai pregătit constant, ai avut parte de profesori buni și tu ai fost un elev sârguincios. Alături de noi, în această dimineață, este doamna Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Mă bucur tare mult că ați acceptat invitația noastră, pentru că este prima ediție a acestei rubrici și ne propunem din capul locului să aflăm câteva lucruri esențiale despre sesiunea de bacalaureat din 2024. Este pregătită Republica Moldova pentru această perioadă intensă? Sunt sigură că Republica Moldova este pregătită pentru sesiunea 2024. Tot ceea ce ține de actele normative sunt foarte bine cunoscute, sunt publice, sunt diseminate și sesiunea 2024, ca și celelalte sesiuni, ne dorim și vom asigura să fie una corectă, transparentă, în așa fel ca fiecare elev să-și obțină nota bine meritată. Apropo de elevi, cam câți elevi urmează să susțină examenul de bacalaureat? S-au înscris în acest an peste 18.800 de candidați și dacă o să vorbesc un pic de statistică, la profilul real avem peste 8.000 de candidați, cei mai mulți sunt la profilul umanist, sunt peste 9.000. Mai avem elevi care s-au înscris la profilul arte și sport. Dacă vorbim de tipul instituției, atunci din licee teoretice avem înscriși peste 12.000 de candidați. Cei din colegii și centre de excelență s-au înscris un pic peste 6.000. Mai avem un număr nesemnificativ de candidați care provin din instituțiile de învățământ superior și aproape 150 sunt cetățeni care au solicitat în regim de externat să susțină examenul de bacalaureat. Ce ar presupune această procedură? Sunt cetățeni care în timpul cuvenit nu au susținut examenul din vari motive, deci au posibilitatea să-l susțină în regim de externat. Oferim această posibilitate tuturor cetățenilor Republicii Moldova, deci ei se pregătesc individual, depun o cerere, susțin diferențe de program și în luna iunie, în rând cu toți ceilalți elevi din licee teoretice și colegii și centre de excelență, susțin examenul de bacalaureat. Așa. Examenul de bacalaureat este unul obligatoriu sau elevul ar putea zice eu nu am nevoie de acest examen? Nu este un examen obligatoriu. Deci elevii depun o cerere în scris ca să susțină examenul de bacalaureat. Mai mult ca atât, este finalitate dacă vorbim despre liceele teoretice. Așa. Dar și aici elevul își exprimă opțiunea într-o cerere scrisă. Pentru cei din colegii și centre de excelență este o oportunitate să susțină examenul de bacalaureat și vedeți că avem un număr destul de bun, 6.000 de candidați și au exprimat inițiativa anul acesta să susțină examenul de bacalaureat. Sesiunea începe pe data de 4 iunie. Da, sesiunea începe pe data de 4 iunie, este un orar stabilit încă din luna octombrie, toți cei implicați cunosc. Perioada examenelor este 4 iunie, 21 iunie, începem cu prima probă la limba și literatura română pentru cei Alolink, va urma proba la limba de instruire, urmată de limba străină. Următorul examen este cel de profil, fiindcă în funcție de profil, elevii la profilul real vor susține matematica, cei de la profilul umanist vor susține istoria românilor și universală și cei care au ales profilul arte și sport au disciplina lor de specialitate. Așa. Urmată de proba la solicitare, deci fiecare elev are posibilitatea să-și selecteze o disciplină care este cea mai preferată, cea mai iubită și în care o cunoaște cel mai bine. Și ultima probă este proba la limba și literatura ucraineană, bulgară și găgăuză, este limba maternă. Deci cu această probă vom încheia probele de examen din sesiune. Verificarea lucrărilor se începe chiar din data de 4 și se finalizează pe data de 26 iunie. În acest sens, Comisia Națională de Examen a aprobat 18 comisii
republicane de evaluare cu un număr de circa 550 de profesori, deci cei mai buni profesori din Republica Moldova, din învățământul preuniversitar și cel universitar, vor evalua lucrările elevilor. Sunt aproape 80.000 de lucrări care vor fi evaluate în această perioadă foarte scurtă și conform desfășurătorului care noi îl aprobăm anual. Deci sunt toate activitățile cu termeni foarte clar stabiliți și le respectăm foarte bine. Pe data de 27, elevii în centrele de bacalaureat își vor vedea rezultatele obținute. La fel vor fi afișate la intrare? Da, în centrele de bacalaureat vor fi afișate rezultatele. Uh-huh. Și aici vreau să menționez că în zilele de 27 și 28 iunie, elevii nu neapărat trebuie să meargă în centrul de bacalaureat ca să-și vadă rezultatele. Deci în acea perioadă, toți elevii vor avea acces pe o platformă online unde pot să-și vizualizeze lucrările verificate. Și totodată să-și vadă toate rezultatele obținute. Deci notele, punctajele, deci această interfață îi permite elevului în regim online, din oricare punct care este convenabil elevului, să-și vizualizeze lucrările. Deci, repet, nu este neapărat să mergi în centrul de bacalaureat. Dar dacă o să dorești să scrii o cerere pentru contestație în cazul în care nu ești de acord cu punctajul obținut, atunci, da, trebuie să mergi la centrul de bacalaureat, poți să soliciți și ai dreptul să soliciți să vezi lucrarea fizică, deci să o ții în mână, să o răsfoiești, să-ți aduci aminte ce ai scris, să confrunți cu baremul de corectare și să decizi dacă dorești să contești punctajul obținut. Da, cât timp este la dispoziție pentru a depune această cerere de contestație? În acele două zile, deci 27 și 28, este perioada când elevii au dreptul să depună cererile de contestație. Aceasta este perioada de depunere a cererilor. Așa. Deoarece imediat în următoarea zi, pe data de 29, toate lucrările care au fost contestate sunt colectate și aduse la Chișinău în centrele republicane de examinare a contestațiilor. Uh-huh. Și urmează perioada de examinare a contestațiilor, care va dura până la data de 3 iulie. Și pe data de 4 iulie, toți elevii își vor vedea deja rezultatele finale. Așa. Aici țin să menționez că nota obținută de elevi în cadrul examinării contestațiilor este nota finală. Așa. Acum spuneați dumneavoastră despre o platformă online prin intermediul căreia elevul va avea la dispoziție, va putea de fapt să vadă și evaluarea. Vorbim doar despre accesul elevului la propria lucrare, deci el nu va putea vedea lucrările colegilor sau punctajul acestora. În mod evident, da. Fiecare elev va primi un cod de acces. Așa. Deci este un cod de acces care este doar pentru elev și prin intermediul acelui cod de acces, el își vede doar lucrările lui și doar situația lui școlară. Așa. Ca să fie clar că nu căutăm ce a făcut vecinul, pentru că nu este corect față de ceilalți. Pe final vreau să-mi spuneți câte centre vor fi puse la dispoziția elevilor, câte centre de bacalaureat vor fi? Am aprobat și în acest an 93 de centre de bacalaureat, dintre care 31 sunt în municipiul Chișinău, fiindcă aici este un număr mai mare de elevi concentrat. Suntem în plină pregătire, chiar mâine vom avea sesiunile de instruire cu președinții și secretarii centrelor de bacalaureat. Așa. Îi așteptăm la Chișinău și mâine vom avea o zi plină de instruiri. Ne vom reaminti și vom puncta cele mai importante momente care țin de buna pregătire pentru sesiunea de examene. Cu siguranță și aceste instituții trebuie să fie dotate în mod corespunzător, da. Și persoanele care sunt implicate nemijlocit în monitorizarea centrele procesului de bacalaureat să fie... sunt instituite doar în instituții care sunt cu monitorizare video. Așa, aici am vrut să ajungem. Eu vă mulțumesc din toată inima pentru aceste informații. Mult spor, mult succes. O să fie o perioadă intensă, dar să fie cu Doamne ajută. Succes tuturor elevilor! Mulțumim tare frumos!